Vă salut, prieteni! Bine v-am regăsit și vă mulțumesc pentru că mă urmăriți. Eu sunt Bogdan Gamaleț și azi vă propun să urmărim un material documentat de jurnalistul și scriitorul George Hodorogea. Minotaurul, ființă fabuloasă sau extraterestru? Ficțiune sau adevăr? De ce labirintul și Minotaurul? Am ales acest subiect fiindcă de-a lungul timpului a fost considerat un simplu mit al Greciei antice și părea firesc să fie așa. Altfel, cum poți să explici construcția în neolitic a unui palat și a unui labirint sofisticat într-un moment în care nici statele sau orașele nu existau? Sau cum să zbori spre soare? Sau existența unei ființe jumătate om, jumătate taur? Și multe alte lucruri și fapte incompatibile cu timpul, etc. Ei bine, noi descoperiri arheologice și noi interpretări ale unor texte antice pot schimba cu 180 de grade teoria mitului antic. Și asta vom încerca și noi să o facem în ceea ce urmează, și anume demitizarea legendei lui Dedal, Icar, Minotaurului și labirintului regelui Minos. Dedal, Dedalus, arhitectul. Numele de Dedal vine din greaca veche și se traduce prin a construi meșteșugit, iar cel care a purtat acest nume a fost un arhitect și sculptor din perioada civilizației minoice, dezvoltată în insula grecească Creta. În mitologia greacă, Dedal este arhitectul care a creat vestitul labirint din Creta la comanda regelui Minos, labirint care urma să folosească la închiderea fabulosului Minotaur. Drept răzbunare pentru că Dedal a fost complicele reginei Pasifae, Minos l-a închis pe arhitect și pe fiul acestuia, Icar, chiar în labirintul creat de acesta, lăsându-l pradă Minotaurului, după care a zidit intrarea. Pentru a se salva, Dedal, cu multă ingeniozitate, a confecționat două perechi de aripi artificiale, pentru el și fiul său, cu ajutorul cărora zboară și scapă din labirint. Departe de a fi doar un personaj de ficțiune mitologică, mai multe texte antice dovedesc existența acestuia și chiar îi se atribuie mai multe invenții, dar vom reveni asupra sa în articol puțin mai târziu. Icar, prima victimă a zborului. Conform legendei, Icar este fiul lui Dedal și care pusese și el închis, alături de tatăl său, un celebrul labirint. Dedal și Icar evadează din labirint cu ajutorul aripilor construite de arhitect, dar Icar, fascinat de frumusețea zborului și a înălțimilor, se apropie imprudent prea mult de soare, iar zeul Helios, mânios pe faptul că oamenii au descoperit secretul zborului, topește cu căldura sa aripile lui Icar, care se prăbușește în apele mării Egee. Icar se lovește de niște stânci și moare. De atunci, acea parte a mării și insula îi poartă numele Icaria, la sud-vest de Samos. Numele său a devenit sinonim cu zborul și cu aviatorii de mai târziu, cei care vor sfida cerul și înălțimile sale cu ajutorul aparatelor de zbor, baloane, planoare, avioane și, mai târziu, deltaplane și chiar rachete. Labirintul. Astăzi, prin labirint se înțelege o construcție cu un număr mare de încăperi și de galerii în care orientarea este anevoioasă și din care, cel puțin teoretic, e imposibil să ieși. Am spus cel puțin teoretic, fiindcă din majoritatea labirinturilor se poate ieși, mai cu seamă dacă vorbim despre labirinturile ornamentale, care au ajuns între timp obiective turistice. Așa stau lucrurile, de exemplu, cu grădinile labirintice ale Palatului Schönbrunn din Viena, prin care, mai cu seamă vara, se plimbă o mulțime de turiști, sau cu vestita grădină de la Oxford. Din punct de vedere ezoteric, tot labirint se numește și dalajul meandric al unora dintre catedralele din Evul Mediu, pe care credincioșii trebuiau să-l urmeze ca pe un drum al expierii, adică al ispășirii. Labirintul legendar din insula Creta a fost creat cu scopul de închisoare pentru miticul Minotaur. Multă vreme s-a crezut că labirintul nu a existat, dar istoricii și savanții se înșelau amarnic. Însă vom reveni.
Construcția respectivă a fost un exemplu de ingeniozitate inginerească și arhitecturală și ridicată în orașul cetate din Creta, Knossos. Legenda: zeul mărilor, marele olimpian Poseidon, fratele lui Zeus, îl pedepsește pe regele Minos, care nu se ținuse de cuvânt și o nebunește pe soția acestuia, Pasifae, făcând-o să se îndrăgostească de un taur. Și în urma acestei nefirești relații se naște Minotaurul, o ființă jumătate om, jumătate taur. Minos comandă lui Dedal construcția labirintului ca să poată închide și ascunde în același timp rușinea pățită. Minotaurul era hrănit cu tineri atenieni, fiindcă după ce îi înfrânsese pe greci, Minos le impusese un tribut anual de 7 tineri și 7 fecioare, pe care apoi îi oferea drept hrană Minotaurului. Lucrurile se complică atunci când eroul grec Tezeu pătrunde în labirint și îl ucide pe Minotaur. Tezeu a fost ajutat de fata lui Minos, care se îndrăgostise de el, dar și de arhitectul Dedal. Convins că Tezeu nu l-ar fi putut ucide pe Minotaur fără ajutorul lui Dedal, regele Minos decide să îl pedepsească pe arhitect și să îl închidă în labirint împreună cu fiul, Icar. Bănuind că un om cu inteligența și iscusința lui Dedal ar putea să scape din labirint, Minos poruncește să îi se astupe ieșirea și face astfel din arhitect prizonierul propriei construcții. Detaliul pe care îl omite Minos este că labirintul nu are acoperiș și că evadarea este până la urmă posibilă, dar în plan vertical. Dedal găsește pe jos o sumedenie de pene de la păsările devorate în trecut de Minotaur și construiește din ele și din scânduri și ceară două perechi de aripi. Înainte de a zbura din labirint, Dedal își sfătuiește fiul să nu se apropie prea mult de soare, fiindcă riscă să îi se topească ceara și să îi se desprindă aripile. Dar Icar nesocotește povața tatălui și se ridică din ce în ce mai mult. Ceara se topește, iar el cade și moare. Minotaurul, ființă fabuloasă sau extraterestru? În mitosul grec, Ciurciun sau Minotaur era o creatură fabuloasă, jumătate om și jumătate taur. Cuvântul Minotaur este interpretat și ca traducerea minoică a sintagmei Taurul lui Minos. Această creatură era cunoscută și sub denumirea Asterius sau Asterion, nume pe care l-a purtat și tatăl vitreg al regelui Minos. Am amintit, după cum am mai spus, povestea apariției acestui fabulos om-animal, deci nu ne vom repeta, dar să vedem cât este ficțiune și cât este realitate în această privință. Pe de o parte, așa cum afirmă mulți autori antici, în vremurile de demult nu era o raritate practicarea zoofiliei. Autorii amintind de mai mulți monștri rezultați în urma unor asemenea împerechieri nefirești. Să nu uităm și de miticii satiri, ființe jumătate om, jumătate țap, despre care tot așa s-a crezut că sunt doar ficțiune, dar ulterior s-a demonstrat că au existat. Însă geneza Minotaurului mai cunoaște o teorie care nu implică relația om-animal. Astfel, unii ufologi, cei care îi consideră pe zei ca pe niște entități extraterestre reale, așa numiți astronauți antici, sunt de părere că ființele considerate mitologice, precum minotaurii, centaurii, satirii, meduzele și hidrele, nu sunt altceva decât forme de viață aduse pe Terra de către vizitatorii și exploratorii spațiali. Forme de viață existente, probabil, pe planetele de origine ale extraterestrilor. Descoperirea de la Knossos. Conform miturilor antice, labirintul s-ar fi aflat sub palatul lui Minos din Knossos, insula Creta. Mii de ani, labirintul lui Minos a fost considerat o simplă ficțiune. Dar, în anul 1878, negustorul și anticarul cretan Minos Kalokairinos, cel care cerceta în situl Knossos, a descoperit palatul cel vestit al regelui Minos. Săpăturile sistematice au început abia în 1900, atunci când Sir Arthur Evans, director al muzeului Ashmolean din Oxford, care a achiziționat întreaga zonă a sitului, și-a continuat investigațiile până în 1931.
Munca lui Evans și a echipei sale la Knossos a scos la iveală, printre altele, Palatul Principal, o zonă de proporții din orașul Minoic și mai multe cimitire. După Evans, săpăturile la Knossos au fost efectuate de Școala Britanică de Arheologie din Atena și de Serviciul Arheologic al Ministerului Culturii din Grecia. Iar sub Palatul lui Minos a fost descoperit un complex de galerii întortocheate, despre care s-a crezut inițial că slujeau sistemelor de aducțiune a apei și de evacuare a reziduurilor umane și nu numai. Însă în doar câțiva ani percepția s-a schimbat, iar arheologii au putut anunța triumfător că au descoperit legendarul labirint. Din păcate, arheologii au descoperit și alte dovezi, de data asta sumbre, dar care susțin existența labirintului, însă și a sacrificiilor umane. Povestea celor 14 tineri aduși din Atena la Knossos drept sacrificiu pentru Minotaur a fost întotdeauna considerată a fi un simplu mit. Dar există dovezi arheologice care susțin această poveste îngrozitoare, fiindcă încă din anul 1979, în subsolul nordic al complexului Knossos, au fost descoperite 337 de schelete umane. Analiza acestor oase a demonstrat că aparțin unor copii și tineri. Examinările ulterioare au reliefat încă un detaliu sinistru. Mai multe oase prezentau urme de tăiere cu o lamă fină, pe care specialistul criminalist Lewis Binford le-a interpretat ca fiind defectuate pentru a îndepărta carnea. Eliminând posibilitatea ca îndepărtarea cărnii de pe oase să facă parte dintr-un ritual de îngropăciune, arheologul Peter Warren, profesor de arheologie clasică la Universitatea din Bristol, a conchis că acești copii au fost probabil victimele unui sacrificiu ritualic, iar apoi mâncați. Dar de cine? De oameni sau de minotauri? Knossos, un oraș prea modern pentru neolitic. Dar nu numai confirmarea unui mit i-a surprins pe arheologi, ci însăși descoperirea sitului Knossos. Dealul pe care este situat Knossos a fost locuit o perioadă extrem de îndelungată. Oamenii au trăit aici încă din neolitic, 7000-3000 înainte de Hristos, rămânând până în perioada romană. Numele Knossos derivă din cuvântul Konoso, în scrierea minoică, și este cea mai veche formă de scriere care a supraviețuit în limba greacă și a fost folosită în Creta și în Grecia continentală, între secolele al XIV-lea și al XIII-lea înainte de Hristos. Au fost găsite în Knossos mai multe tăblițe de lut folosite probabil de scribii palatului pentru a înregistra detaliile lucrărilor și administrării principalei lor industrii, precum producția de ulei parfumat, aur, vase din bronz, care, textile și distribuția de bunuri precum lână, oi și grâne. Primul palat minoic a fost construit la Knossos în jurul anului 4000 înainte de Hristos, iar cel de azi, construit pe ruinele primului, datează din anul 2000 înainte de Hristos și a rezistat doar până în 1700 înainte de Hristos, când a fost distrus de un cutremur de proporții. Un palat nou, mult mai complex, a fost ridicat la fel pe ruinele celui anterior. Problema arheologilor a constat tocmai în complexitatea construcției în sine. Cum de a fost posibil ca acum peste 6000 de ani să se ridice un palat supraetajat și care adăpostea numai puțin de 1400 de camere? Și asta fără a se adăuga subsolul, labirintul, construit și acesta pe mai multe etaje și prevăzut cu sute de galerii și camere. De aceea, ufologii presupun că acest gigantic complex de la Knossos nu putea fi ridicat fără ajutor extern. Și când spunem extern, ne gândim la o intervenție extraterestră. Și a mai apărut o descoperire care a complicat și mai mult lucrurile. Senzaționalele fresce colorate din Knossos. Una dintre cele mai extraordinare descoperiri recente de la Knossos au reprezentat-o frescele viu colorate care împodobesc pereții tencuiți și, uneori, podelele și tavanul. Aceste picturi murale înfățișează prințese, doamne de la curte, pești, flori și jocuri ciudate, în care tineri sar peste tauri impunători. Când au fost descoperite, aceste picturi murale erau fragmentate,
unele componente semnificative lipsind. Prin urmare, au fost reconstruite și înlocuite de Evans și de artistul Piet de Jong. Numai că aceste fresce prezintă niște ritualuri și jocuri bărbătești care nu-și găsesc nicio similitudine cu cele existente atunci pe pământ. Deci iar putem presupune că este vorba de obiceiuri nepământene, deci de unele extraterestre. De ce a dispărut civilizația minoică? Între anii 1700 și 1450 înainte de Hristos, civilizația minoică se afla la apogeu. Orașul Knossos și așezarea din jur având o populație de 100.000 de oameni, o cifră fantastică pentru acea perioadă, mai ales că insula Creta nu prezenta atunci și nici astăzi o regiune favorabilă agriculturii. Atunci, din ce trăiau și cu ce se puteau hrăni 100.000 de indivizi? Civilizația minoică este azi considerată ca cea mai mare, puternică și dezvoltată comunitate antică de pe cuprinsul întregului pământ. Atunci ne putem pune întrebarea de ce și cum a dispărut destul de brusc această înfloritoare civilizație. Istoricii presupun că a fost vorba de două puternice mișcări seismice majore. Aceste cutremure ar fi avut loc la mijlocul secolului al XVII-lea înainte de Hristos și se presupune că au fost cauzate de două erupții vulcanice pe una dintre insulele Ciclade, Terra, Santorini de astăzi, la 100 de kilometri de Creta. Se presupune că această erupție a fost chiar mai mare decât explozia de la Hiroshima și a spulberat insula Terra în trei părți. În final, ca urmare a unei combinații de efecte acumulate ale cutremurelor cu invaziile periodice din Grecia continentală, civilizația minoică a intrat în declin și în scurt timp a dispărut din istorie. Dar acesta să fie oare adevărul? Sunt câteva texte antice care nu vorbesc de cutremure, ci de o explozie puternică, ce ar fi distrus totul și ar fi ucis marea parte a populației. Descrierea exploziei parcă ar indica o explozie atomică. Oare ne aflăm din nou, ca în cazul Sodomei și Gomorei, la o pedepsire a pământenilor de către divinitate? Recte, o civilizație extraterestră? Oare suntem din nou în fața unei mari enigme ca în cazul Atlantidei? Nu știm, dar nu putem neglija faptul că o mare putere nu poate să dispară rapid și inexplicabil, decât cu ajutorul unei alte mari puteri, de data asta extraterestră. În loc de concluzie, dovezi indirecte. Există dovezi că legătura dintre Knossos, Tezeu și Minotaur s-a păstrat multă vreme după ce a dispărut civilizația minoică. Și asta se datorează prezenței monedelor antice cretane, care, pe o parte, înfățișează un Minotaur care aleargă, iar pe revers, un labirint. O altă monedă prezintă capul Ariadnei înconjurat de un labirint. Minotaurul și labirintul au fost de asemenea deosebit de populari în perioada romană și numeroase mozaicuri ilustrează labirintul din Knossos. Cel mai spectaculos este probabil cel dintr-o vilă romană de lângă Salzburg, din vestul Austriei, datând din secolul al V-lea după Hristos. În plus, astăzi se știe cu certitudine că arhitectul Dedal a existat cu adevărat, iar lui îi se atribuie crearea și utilizarea unor instrumente și dispozitive precum securea cu două tăișuri, labris, dar și echerul, nivela cu bulă de aer, burghiul, vela de corabie și multe altele. Tot despre Dedal, autorii antici spun că ar fi construit niște statui mișcătoare, anticipând vestitele mecanisme automate ale lui Heron din Alexandria. Dar aceste ciudate mecanisme vor face parte din subiectul altui material viitor. Adunând toate aceste mituri, relatări și dovezi arheologice, se poate afirma cu certitudine că atât Minos, Tezeu, Icar, Minotaurul și labirintul au existat cu adevărat și în plus nu putem exclude nicio prezență în toate a elementului extraterestru. Acestea fiind spuse, mulțumesc prietenului nostru George Hodorogea. De asemenea, vă mulțumesc și vouă pentru că mă urmăriți. Dragi prieteni, eu sunt Bogdan Gamaleț și vă spun pe curând!